Ideea așadar este că biserica e liberă să, și ar trebui să fie liberă să-și facă, să-și îndeplinească misiunea, în timp ce statul ar trebui să construiască, să mențină un cadru în care fiecare individ să fie liber să-și exercite credința sa sau lipsa ei. Una din cele mai sinuoase și problematice chestiuni și pentru noi în perioada modernă vis-a-vis de stat și biserică este relația dintre cele două. Istoria e lungă și cu multe probleme. Ea începe cu prima generație de creștini care s-a trezit în mijlocul unui imperiu care era păgân și care avea pretenții la închinare față de împărat. Creștinii au refuzat lucrul ăsta și bineînțeles că s-au trezit persecutați de către stat, de către imperiu. Lucrurile s-au schimbat odată cu Constantin, care în urma acelui așa numit edict de la Milano, din 313, a permis creștinismului să fie religie licita, religio licita, adică religie permisă, recunoscută. În 380, mai târziu, Teodosie face din creștinism religie de stat. Lucrul ăsta a dus în perioada medievală la dezvoltarea unui model care s-a numit cezaropapism. Și ce a însemnat asta? Că puterea în sfera statului, în sfera seculară și în sfera religioasă avea să fie în mâna fie a împăratului, fie uneori a liderului religios. Și lucrul ăsta a culminat cu vreo două situații, Innocent și Bonifaciu, în secolul al XIII-lea, când liderul religios din partea de apusă a Imperiului a concentrat puterea din sfera politică și cea religioasă în mâna sa. În partea de răsărit, lucrurile au fost un pic diferite. S-a vorbit mai degrabă despre o simfonie între stat și biserică. Mulți istorici ai creștinismului vorbesc mai degrabă despre un fenomen interesant. Biserica a devenit în practică, în partea de est, un departament al statului. Lucrurile nu s-au schimbat foarte mult, în mod surprinzător, odată cu reforma. Pentru că și reformatorii au fost interesați de sprijinul statului. De altfel, Luther îl considera statul ca fiind nenecesar într-o lume ideală în care toți oamenii și-ar fi asumat credința creștină. În schimb, Calvin a avut o înțelegere mai echilibrată și însă cei care au pus într-un fel din nou discuția cam în termenii preconstantinieni au fost anabaptiștii, care au venit cu ceea ce se poate considera o înțelegere negativă a statului, care este expresia unui voințe unui conducător căzut, astfel că funcția lui principală este aceea de a pedepsi răufăcătorul. Însă în perioada asta apar baptiștii la vreo 90 de ani care vin cu o abordare mult mai echilibrată. Statul are într-adevăr funcția negativă de a pedepsi răufăcătorul, dar și cea pozitivă de a căuta ceea ce de fapt în gândirea filozofică veche greacă a lui Aristotel era commune bonum, binele comun. Și asta înseamnă să încurajezi cetățenii să caute unitatea, să caute armonia, să ai grijă de cei nevoiași. Așadar, statul dintr-o dată are valențe negative, dar și pozitive. Odată cu gândirea asta, este oferită o perspectivă care este, de fapt, cam cea mai echilibrată și cea mai sănătoasă și, de fapt, cam cea mai biblică. Și anume, statul și biserica sunt două entități care ar trebui să funcționeze independent, fiecare liberă, în perimetru care i-a fost trasat de către Dumnezeu. Ideea așadar este că biserica e liberă și ar trebui să fie liberă să-și facă, să-și îndeplinească misiunea, în timp ce statul ar trebui să
construiască, să mențină un cadru în care fiecare individ să fie liber să-și exercite credința sa sau lipsa ei. Așadar, biserica și statul sunt într-un fel de armonie, dar o libertate totală, una în raport cu cealaltă entitate. Gândirea asta a fost, de fapt, inserată și în Constituția Statelor Unite ale Americii, în contextul influenței unuia dintre liderii baptiști. Un pastor, John Leland, a negociat, de fapt, cu Thomas Madison inserarea acestui principiu al libertății în Constituția Statelor Unite ale Americii. Și de atunci s-a vorbit despre un zid de separare între stat și biserică. Probabil că unul dintre lucrurile cele mai evidente în contextul culturii contemporane ca așteptare din partea oamenilor este ca statul să nu intervină în chestiunile interne ale bisericii, dar nici biserica să nu dicteze statului. În modul acesta, biserica poate să-și îndeplinească misiunea, care uneori o va aduce în postura de a fi un profet în raport cu statul, pentru a-i spune statului lucrurile pe care acesta le face și care nu sunt conforme naturii și scopului cu care Dumnezeu a lăsat acest ordin în vederea îmbunătățirii vieții noastre împreună. Așadar, idealul este biserică liberă în stat liber.